Dragilor, vă salut și vă mulțumesc că ne sunteți în continuare fideli. Ca de obicei, înaintea unui nou episod tare de tot, vă transmit acest salut. De aici, din acest platou super dotat BAC52, împreună cu prietenii și sponsorii de la Betano și cu cei de la SAS Gym, v-ați obișnuit cu aceste mesaje, două săli de fitness în capitală. Drumul Taberei și Piața Alba Iulia, dotate cu tot ce trebuie, mai ales acum că v-ați întors din vacanță și sunt convins că mergeți din ce în ce mai des la sală, ca să fiți în trend, cum se spune. V-am tot povestit despre acest concept tare de tot. Atunci când l-am pornit, sau înainte de a-l porni, am avut în minte tot felul de tipologii de invitați. Și, văzând episoadele anterioare, ați identificat fotbaliști sau foști fotbaliști foarte uh, cunoscuți. E bine, un alt uh, tip de invitat pe care l-am dorit uh, aici la uh, acest uh, microfon, într-un uh, astfel sau altfel de episod, a fost și soție de fotbalist, da? Pentru că există acest statut și nu doar la propriu soție de fotbalist, ci și așa ca rol pe care îl are o doamnă în viața soțului ei din foarte multe puncte de vedere. Și la cine credeți că m-am oprit? Pentru că de ceva timp încoace este foarte, foarte populară pe rețelele de socializare și nu doar, ci la doamna Hanca. Andreea Hanca, soția lui Sergiu Hanca, în prezent la Petrolul, dar mult mai cunoscut de pe vremea când juca la Dinamo, la echipa națională, în străinătate sau la Târgu Mureș, acolo unde, din ce știu, poate că încep cu o greșeală, și a și cunoscut soția. Să mâna! Mă bucur că te-am adus aici în sfârșit. N-a fost ușor, să știți, pentru că Andreea este foarte, foarte ocupată. Este mama a trei copii minunați și nu e ușor să ai grijă de trei copii. Nu e ușor, nu? Îți mulțumesc, Fiorel, pentru prezentare, cât și pentru tot ce ai spus despre noi. Dar nu este ușor, nu este ușor deloc. Este un full-time job uh -huh. pe care ni l-am atribuit pe lângă full-time job-ul cu fotbalul. Deci îmbinăm, încercăm să îmbinăm util și plăcut ambele Păi full-time job fotbal e vorba de Sergiu, e și de tine, doar nu, să, nu mergi tu la antrenament cu Sergiu, nu? Ca așa a sunat. Da, păi a sunat așa pentru că, într-adevăr, așa este pentru noi de. Suntem de 9 ani împreună, și în momentul în care ne-am cunoscut, și a, așa cum ai spus și tu, la, el era la Târgu Mureș, gumureș, mi-a spus, după o lună de zile de relație, mi-a spus, o să te cer de nevastă peste, în vară. Asta se întâmpla în luna noiembrie. Și am zis, oh, în vară, adică peste șapte luni, și am spus, vorbesc serios, dar vorbesc foarte serios. Și am spus, ok, dar pentru asta trebuie să locuim împreună ca să ne dăm seama dacă putem să conviețim împreună. Da. Deci voi având atunci când a... Uh, iată, a început în forță, Andreea, <laughs> da. ceea ce e foarte bine. Deci voi atunci aveți... <laughs> mi a aruncat-o la fileu. <laughs> nu, dar o lună de relație aveți. Da, doar Și o nu te-ai speriat? Stai mă puțin, cum? Avem o lună de relație, nu ne cunoaștem, n-ai băgat textelele pe care uh, le aude uh, mai toată lumea? Da, el, uh, el mă știa, mă urmărea de Patru ani și ceva. Te urmărea? Da, Asta suna, asta suna ceva dubios, cum ai că te nu, urmărea? Nu, chiar într-un mod drăguț. Da, la, mă glumit. urmărea pe rețele de socializare, m am văzut într-un grup de prieteni la București uh, și de atunci mă urmărea, din când în când mai scria câte un mesaj da. și culmei e că, uite, fotbalul să știi că ne-a adus împreună pentru că i-am răspuns patru ani mai aproape cinci ani mai târziu, după ce mi-a trimis un mesaj în timpul unui meci, jucat Dinamo cu Rapid. Cum e în timpul unui match? El era pe teren a trimis un Dinamo cu Rapid, el nu era la, 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 da, la... Da. Eu, eu, mare microbistă, da. dinamovistă. Da. Am primit un mesaj de la el, ești simpatică, eu am râs și eram cu prietenii mei din galerie și am zis ia uite ce mi-a scris, ha, 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 a fost o glumă doar că am simțit nevoia să-i pun un smiley face, nu știu de ce. Și apoi nu mi-a mai răspuns și am zis, nu mai răspunde? Văzusem că îmi scrisese mult mai mult, erau de-a lungul anilor mesaje multe primite de la el. Și tu nu răspundeai? Nu, nu pentru că nu răspundeam necunoscuților pe, de Deci el ți-a scris uh, omul 3-4 ani la rând? 5 ani, de, pe, de, la High Five până la Facebook. Și tu nu i-ai răspuns deloc? nu nu i-am răspuns Doamne, deloc. A... I-am răspuns 5 ani mai târziu și ce bine, mulțumesc lui Dumnezeu cu acel meci că eram fericită că a câștigat din amă pe Giulești, da? atunci se juca pe Giulești. Și m-am simțit bine și am răspuns, apoi nu mi a mai răspuns el. Băi nene, cum nu mai răspunde? M mă simțeam jignită, așa, ofensată. Da. Pe când el ce crezi, Violet? El era la SEA. Și stătea cu Muri în cameră. Muri, la ora 10, dădea stingerea. Foarte profesionist de Două fel. Două secunde. Asea, e Asea Târgu Mureș. Muri este Gabriel Mureșan, care în momentul de față e primar prin Ardeal pe undeva. Am zis bine, nu? Da, da, Deci da, Muri dădea dă stingerea. Era capitan. Și a zis gata, Hanca. Gata gata, cu telefonul. Hanca, gata telefon și unde crezi că erau? Erau la Craiova. Deci noi am râs că ani mai târziu am ajuns acolo și pe banca asta am stat când ți-am scris ție și da. vorbeam cu tine. Um... Și s-a culcat la 10, da. eu indignată, deci nu mi răspunde. Apoi dimineața când m-am trezit la 9, el s-a trezit la 6.30, nu da. știu cât da. era ora de trezire a capitanului. Da. Și aveam foarte multe mesaje de la el când m-am trezit, m-am trezit mai târziu. Din momentul în am început să vorbim și m-am îndrăgostit pentru că mă făcea să râd. Deci am râs. Cu Sergiu la început atât de tare, încât am zis: am zis păi, Dar cum mă poți face să râd atât de mult? Le vedeam că este și inteligent, scria core gramatical, ce ceva... tu Cum ești fotbalist? A, nu să înțelegeam... că, a, o să-ți atrage aici un pic de hate din partea fotbalistilor. Pentru că asta vreau să spun mai departe, apoi cunoscând fotbaliștii, mi-am schimbat părerea despre ei. Eu aveam părere foarte proastă cum toată lumea o are de, de, de fel. Mm, aproape toată lumea. Aproape, Eu to sunt avocatul lor, să Da, știi. pentru că tu îi cunoști da. și stai lângă ei, da. dar majoritatea au părerea asta că fotbaliștii sunt proști. Nu, nu. <laughs> Le spun că nu, fotbaliștii chiar sunt deștepți, au inteligență uh, pe teren, mai ales cu, ceea, cu tot ceea ce va pe teren. E, și Sergiu era foarte inteligent și zis, cum nu înțeleg tu fotbalist? Îmi scrie atât de corect gramatical, se vedea că are școală. Și mi-a spus, da, pentru că mama mea nu m-a lăsat să fac fotbal, m-a obligat să fac carte. La 16 ani era olimpic pe județul Mureș la matematică oh, oh. și la 17 ani s-a apucat de fotbal. Mm -hmm. Deci el târziu s-a apucat pentru că Dumnezeu să-l ierte Manea. Nae Manea. S-a dus la socrul meu acasă și a spus, te rog frumos, lasă-l să facă fotbal. Pentru că l-a văzut la un meci pe un sintetic între prieteni. L-a chemat cineva și a spus, vino să-l vezi pe băiatul acesta, să vezi cât de talentat este. Și ne a mai L-a văzut, i-a plăcut foarte mult. S-a dus la străcuri și a spus, lasă-l să facă fotbal pentru că va ajunge mare. Da. Dar spunem. Că te făcea să râzi. Cum? Dă-mi și nouă două exemple, că poate o să reușești și eu să împrumut aici. din Sunt nouă ani, Viorel, nu mai A, amintesc nu mai exact. Dar spui că îți o dar, stare de-asta de, -asta de, de da, foarte bine. Exact, exact. Era, era foarte haios. Bine, la prima întâlnire... Prima întâlnire, deci tu fiind din București, de, cred că la început am greșit eu puțin. Eu am zis că tu ești din Târgu Mureș și el din București. Da, invers. invers e din Târgu Mureș și ea e din București. Da. Deci spune. la prima întâlnire... Așa, cu... la, prima întâlnire am întârziat cu urmea, dar am prima întâlnire, întâlnire în București da. a fost, da. A venit în București okay. la un meci al Naționalei României. A venit să mergem împreună pe 10 octombrie să mergem la meci. Și am întârziat o oră și când am intrat în mașină îmi spune, dar tu pe ora Ungariei? <laughs> <laughs> eu m-am uitat la el, zic Ardelean, a spus-o și așa că ei Ardeleani au așa un stil, ei nu m râd când da, fac gluma. Da. Și eu zic, doamne, ce caut aici? Nu știam cum să fug mai repede. Apoi uh, l-am cunoscut și m-a uimit toate punctele de vedere. Deci prima întâlnire a fost uh, la un meci. La un meci al României. La noi, prima da. La noi. La foarte mulți. Hai la o cafea. Hai da, la, da, exact. Nu, hai la loc. o cină. Hai la un prânz. La voi, prima întâlnire, hai la meci. Da, hai la Dar match. știa că-ți place fotbalul. Da. Și uite acum, nu mai amintesc clar cine a dat gol, dar la golul României m-a pupat. M-a sărutat, să-mi spun săr așa. Primul sărut. Primul sărut pe 10 octombrie, e, acum 9 de zile. Ce frumos, primul sărut în tribune, în la meci. Primul... Da. N-am mai auzit asta. Da, da. și de atunci uh, am, uh, am început o relație absolut uh, frumoasă, din toate punctele de vedere. Uh, și următoarea întâlnire unde crezi? Deci după ce... Nu mai pot să cred. După ce <laughs> deci... prima a fost la meci a doua chiar că n-am cum să o... Asta e mai tare. Ia zi. Ne-am dus la meci Dinamo cu... Astra Giurgiu, deci ca să vezi cum e viața și cum da. sunt lucrurile... El unde a jucat atunci? Tot la a, a jucat deci, la ASEA, da. Era la Asia. bine, a jucat 2 ani de zile în Liga 2 -a. El încă nu... ASEA era în prima ligă, doar că el încă nu debutase. Ok. A avut o pubalgie care l-a ținut da. 3 luni afară de terenului, încă nu debutase. Și era la echipa 2 a doua, juca în Liga 4-a, a -a. Mm. mergeam la meciuri, de câte 8 goluri pe meci și așa. Înșa... Câte goluri dacă dau, nu știu câte mai stai o zi la mure și cu mine, deci era o ha. joacă, era foarte, foarte haiosă toată treaba. E, în București, următoarea întâlnire, me a venit să mă ia, mers în deplasare, meci Dinamo cu Astra Giorgio Ne-au bătut Viorel, Astra. Pe cum ne-au bătut? Ah, stai că ai zis eu că spun ești... Eu spun ne-au a... pentru că eu sunt da, și da, și da, Sergiu. Să și vede, să și, și vede, acum gata, am înțeles. <laughs> V-a bătut Astra cu cât? Astra ne-a bătut cu 5-0. Wow. 5-0. Era Danciu pe bancă, era antrenor la Dinamo. Da. Dar ce a fost mai tare, că a plouat torențial, am stat două ori în, to în, în galerie, într-o ploaie torențială, și am cântat un meciul și us tot, și mai luam bă băieții, nu și luam bătaie cruntă. E, ca să vezi. Apoi, de 9 ani, apoi, 4 ani mai târziu, ultimul meci al lui Sergiu a fost Astra. Giorgiu Dinamo, 4-1 atunci când eu am avut acel incident, să-i să spunem așa. Da, din tribune, așa. da. da. Spunem, deci primul nu, și ultimul a fost acolo. Nu te-a uh, pus pe gânduri că după o lună a zis că în vară te cer de soție? Te-am mai întrebat asta, dar ne-am luat cu altele. <laughs> da, ne-am luat cu altele. Tu chiar atât de flu-flu uh, în momentele alea? Eu când el mi-a spus asta am început să trăiesc și am zis dacă rezistăm până în vară te cer eu pe tine. <laughs> Înseamnă că a fost o atracție cu adevărat um... nebună. Și nebună și nebunească. Da, bine, eu, eu sunt mai mare cu patru ani decât Sergiu și pe el vedeam așa, când am dus acasă, mama nu m-a întrebat, e sigură că are 18 ani? El avea 21 și ceva. Da. Uh, doar că el și acum, el pare foarte tânăr, nu-și arată vârsta pe care o are și atunci nu avea nici mustață, nici barbă și mama a zis, nu are cum exclus să aibă 18 ani. Eu mereu îi spuneam mamei mele că o să mă mărit cu cineva cu cel puțin 10 ani mai mare decât mine, pentru că, nu știu, îmi plăceau oamenii maturi. Uh -huh. Și până atunci așa a fost viața mea. Și când am dus pe Sergio acasă, mama, țin minte și acum, toca ceapă. Efectiv, când am văzut era să-și taie degetul și în ziua de azi râdem pe subiectul păi cu Că l-a văzut, văzut așa prea văzut un copil, da, 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 da. Și... Tatăl meu este petrolist din născare, să zic, el da, e, da. e, prahovean. Și când a venit Sergiu la prima discuție, ce, ce crezi că i-a spus? Mi-a spus, auzi, mi-a dus și mie un tricou cu petrolul. <laughs> <laughs> și acum, după câțiva ani, uite. Vă aduceți Sergiu. aminte? Da, și ne -am, chiar ne-am adus de asta. Că primul că i-a adus, chiar i-a adus de la Astafei, era la. Da, Astea. Victoraș, ăla care se vopsea în toate culorile. Da, 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 și Sergiu era prieten cu el și a luat tricouri și l-a dus tatălui meu. a fost un moment foarte, foarte frumos. Dar pentru tine, de unde se trage doar de la tatăl tău? Pasiunea asta pentru fotbal, adică bun, te uiți la meciuri, dar Din ce spui, fost în galerie, ai suportat uh, ploi uh, și frig și temperaturi da. De unde e nebunia asta pentru uh, pentru Dinamo, pentru fotbal? Da, uh, pentru Dinamo, deci cum ți-am spus, m-am născut practic din tată Petrolis, da? Dar pentru Dinamo, uh, noi am locuit în Sărăjean, eu sunt născut în Sărăjean și crescut în Sărăjean Uh, și. După blocuri, <laughs> După blocurile gri, <laughs> da, da. da. Exact. Da. Rudă, acum că da. e foarte haios. Um, și în blocul în care stăteam noi era bloc de polițai. Uh -huh. Și pe vremea aia, polițai. Poliția era cu Dinamo uh -huh. Și blocul de lângă erau toți cu steaua. Deci nu erau polițai și erau bătăuși, așa le spuneam. Da. Toți erau cu steaua. Noi cu Dinamo, ei cu steaua. Uh -huh. Și aveam turnee în fiecare weekend, deci aveam propriul nostru. Campionat. Turneu, campionat, da, în fiecare weekend jucam cu e, băieții de la noi de la bloc, cu băieții de la, și atunci la spui, Dinamo, cu Steaua. te atașat vrând nevrând de vrân -ne -vrân, culorile vrân, astea. da, șase ani aveam. Șase ani. Oh. Și să știi că de atunci țineam o galerie incredibilă și băieților de la bloc. Uh, am des, atunci am deschis ochii pe fotbal, să zic așa, de ce să zic, am 30 de ani de fotbal. Chiar mă gândeam la asta. Tu ai 30 de ani de fotbal? Da, Ia sună ciudat, da, mai din unui film. Nu pe stoi că la un care are 30-40 de ani de fotbal. Iată, mai, da. mai avem pe cineva. Am 30 de ani de când iubesc fotbalul. Um, am deschis ochii și mai ales tata un împătimit, un microbist desăvârșit. Așa, mi-am toate amintirile din copilărie cu tatăl meu urlând, Gol Adică eu de asta tot ceea ce sunt eu acum, eu așa am fost credit, eu așa am crezut că e normal. Îți dai seama, 3, 4, 5 ani deschizi ochii, îți vezi tatăl urlând în fața televizorului cu, cu toată puterea lui mm. și a avut și ce claro. să vadă, și a avut și la ce să urle și să susțină atât de mult. 6 ani ți-am spus, am început din amă, ok. Am deschis ochii pe echipa națională și ce am văzut? L-am văzut pe Hagi. am văzut pe Hagi, în m-am îndrăgostit. Deci da. am zis, ok, Hagi pentru mine a fost așa, nu știu, l-am iubit zeu. enorm, zeu exact. Și da. e ciudat să spui pentru o fată, dar eu crescând cu tata, așa, așa mergând la meciuri, tata mă ducea toate meciurile, nu am spus niciodată meciuri de retragere. Wow, da, cât cu... am putut să plâng. În 2001. Niciodată să nu mi dragoste. Ai fost pe stadion, nu? Da, am fost pe stadion. Da, 70 de ceva câte fabulos. Am, fost? Da, da, 70 da, am fost, de mii, am fost deci... și eu și acum, uite, mi se face <laughs> și mie, uh, și mie. pielea ca de grăină, uh, da. și, și acum am în fața ochilor cum pleca el așa de mână cu Ianis și ce uh -huh. mic era Ianis și plângeam, simțeam că cineva mi-a luat ceva pentru că Hagi pentru noi era, nu știu, cred că pentru fiecare din noi, toți cei care iubeam fotbalul, Hagi era the one, cel mai, da. cel mai important. Da. Nu, din ce îmi spui acum... Și m-am îndrăgostit, uh, am avut de ce să mă îndrăgostesc. Da, și de cine. <laughs> uh, și de cine, da, uh, Din da, ce îmi da. acum, uh, nu sunt vreun din ăsta cu uh, profunzime ale psihologiei, dar... Uh, ție ți predestinat un fotbalist. <laughs> A, n -avei cum să te îndrăgostești, <laughs> să te măriți cu un inginer, cu un uh, banchier, putea să aibă la milioane. Nu, pe tine scria soț fotbalist. Și să că am spus tatălui meu cum. la șapte ani, am spus, tati, eu o să mă mărit cu un fotbalist de la Dinamo <laughs> Și tata s-a uitat A început să râdă Bine bine tati, ok Apoi crescând uh, Cum ți-am spus, părerea despre fotbaliști Nu o avem așa bună și nu m am mai interesat Și nici nu am avut uh, ocazia să cunosc Alți fotbaliști uh, mai îndeaproape Și când am cunoscut pe Sergiu I-am spus că, a, Când el mi-a spus după o lună Eu o să te cer, i-am spus Știi că tata e martorul direct, el la șapte ani am spus că o să mă mărit cu un fotbalist de la Dinamo așa că și el a, rămas așa puțin, cu dinamo. a rămas așa puțin și a zis știi că încă nu debutase la ASA mm -hmm. nu debutase Liga 1 și mi-a zis, e foarte greu în mintea da. lui, nu a trebuia să fie în următorul an, e zis, foarte greu să, să te măriți cu un fotbalist de la Dinamo dar îți promit că o să fac tot ce ține de mine să mă retrag de la Dinamo, astea au fost vorbele lui, le-am apreciat foarte tare, e zis, ok, bine E, viața face în așa fel încât uh, m-a cerut de soție în iulie. Deci el s-a ținut de cuvânt omul. Da, m-a da, în ultima zi de vară, deci Viorel m-a ținut ca pe ace. În ultima zi de vară, A, deci seama? practic expiraolea așa 7 luni sau? Expirau și ce crezi, m-a dus la, uh, în, la Paris. Și ne-am dus la pe champs când am că mă cere în Paris, pe turne El Era rău de înălțime, nu s-a urcat. Da. Eu voiam să-l urc acolo, să mă ceară în mintea mea, zic, mă cere. Da. Nu, nicio șansă. Ne-am dus la Disney. Dar artificii zic, ce wow. Zic, Mickey ce, Mickey Mouse, pe nimic, acolo, pune nimic, pe ăla să facă o niciun inel regie. Am, da, nimic. Așa. Am rămas fără inel, am fost foarte dezamăgită. Spun, doamne, am greșit cu ceva. Mamă, și Parisul, tată, Parisul te, te, trimite și să te căsătorești dacă nu vrei. Deci eu de asta am spus că merge da. la Paris, da? Nu m-a cerut. Am fost foarte dezamăgită. Dar mai... el mi-a pre... mi pregătit-o, mi-a făcut-o. Ia zi. Deci, tot pe puți și pe. Așa? <laughs> M-a cerut pe 31, ultima zi de vară, 31 august, ultima zi de vară. Dar la... nu la Paris. Nu la Paris. Da. Unde? mi a fost Acasă? foarte drăguț. Unde? Nu. La... la botezul unui prieten. Ce da? crezi că mi-a făcut? I-a pus la bebelina inelul de gât, cutiuța. Așa. Și a venit să facem o poză cu bebelina în brațe. Mi-a pus beberina și am văzut că avea ceva la gât și zic, băi, vedeți că are ceva, m-am speriat că se vedea roșu, așa, o, ceva uh -huh. mare. Zic, are beberina la gât? Da. Când am văzut, am văzut tine acolo, era să scap beberina din brațe, am zis, am început să țin, zic, vai, nu pot să crezi, ca am și am început să plâng de emoție a fost a, foarte frumos. drăguți. Da, drăguț. scos, domnul da. Sergiu, s-a, scos. Da, la Paris, domnul Sergiu, tot la Paris trebuie <laughs> să faci. Asta tot la Paris, uite, nunta de argint sau ce mai sărbătoriți voi, du-te la Paris ca acolo e ce trebuie, ce să da, mai. Dar are rău de înălțime, deci nu vrea să. Păi lasă, urce. Că, na, faceți de la lângă, baza lângă. turnului ceva turnului, acolo. da, da, da. Dar spunem, există de când e fotbalul, există și să spunem segmentul ăsta de soție de fotbalist și nu doar ca parteneră de viață. Ci prin influențele pe care le manifestă Doamnele asupra soților. Atunci, în ce măsură ai trăit asta și ai avut un cuvânt de spus? Repet, dincolo de ce vorbiți voi acasă, soț-soție. Da. Ia zi. În momentul în care am luat decizia să fim împreună și să fim pe viață împreună, am știut clar, OK, eu până atunci am aveam businessul meu, un salon de frumusețare, două saloane în București, A, unul deci pe dolorbanți. Ai business aici. Da, 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 unul pe dorobanți, tocmai cei de duse drum, aveau doar un an și ceva, și un business la început necesită să fie acolo zi de zi, mai ales într-o zonă în care sunt pretenții. El mi-a spus, ne căsătorim, OK, haide, mă mut la Mureș pentru că el nu avea cum să renunțe la contractul de la ASEA. Și am luat decizia și m-am mutat la Târgu Mureș. Din păcate, de acolo n-am putut să mai conduc atât de bine afacerea, cel puțin asta din Dorobanți, Cea din Titan era deja de câțiva ani, mergea by default, să spun așa. Da. Era ok. Doar că aici, la un an mai târziu, a trebuit să închid. Îmi pare rău că după șase luni am venit la Dinamo și ar fi fost perfect. Era chiar acolo lângă, dar... Uh, ideea este că atunci când am realizat că asta o să facem, că eu o să fiu cu el și că fotbalul este jobul lui, am zis ok, Stop. Eu sunt o persoană perfecționistă și am zis ce avem de făcut. Am pus pe foaie. Deci, dacă facem asta, eu vreau să facem perfect. Fără jumătăți de măsură, fără stai, că poate că nu. Ne o facem, ne băgăm all in în ea. Facem totul ca la carte. E și din momentul acela, de aproape 9 ani de zile, noi ne-am ocupat doar de asta, zi de zi. Ora de oră, minut de minut, secundă de secundă, pentru că noi nici măcar vacanțe. Deci noi în vacanțe când mergem, noi nu putem să avem vacanță. Asta e ok că suntem amândoi la fel și ne, ne sprijinim. El nu poate, mergem în vacanță, el tot trebuie să antreneze, el este tot timpul acolo, eu nu am mai focusat și mai dedicat, eu nu am întâlnit și îmi place pentru că așa sunt și eu. Și eu o binecu binecuvântare pentru amândoi că ne-am găsit, pentru că suntem pe aceeași undă de lungime. Ei, și am zis așa, băi, noi dăm tot fotbalului și sigur fotbalul o să ne dea totul nou înapoi. Să știi că așa, cam așa a fost. Au fost și momente foarte grele, noi chiar am trecut, nu, ș, nu știu, alți fotbaliști să treacă prin atât de multe, prin câte am, familie uh -huh. prin câte am trecut noi. Am fost sus, am fost jos, am fost sus, am, deci, dar ne-am continuat drumul mereu. Și am știut uh, planul Planul deci, pe care ni l am făcut Deci ți practic ținut uh, de businessul Care nu era prin nu știu ce uh, sat Sau pe nu știu ce coclauri Era în dorobanți da. Ca să-ți urmezi soțul la Târgu Mureș, Nu la Paris, nu la Londra Nu, da, da, dar uh, și de ce? Uh, Aităi nu ți-au spus că te grăbești? mai că... tot timpul m-au susținut da. în, în, în tot în viața asta Și m a ajutat foarte mult să, Asta m-a ajutat să devin cine sunt Asta să fiu sigură pe mine Uh, ideea este că eu când uh, l-am dus pe Sergiu și l-am făcut cunoscut uh, prietenul mele să da. zic așa și dau coate, ce se întâmplă și cu Andreea nu înțelegeau pentru că ce știau ele și Sergiu era un copil, practic, avea 21-22 de ani. Uh, până în momentul ăla părinții lui aveau grijă de. Tot da. ce ține de, nu știu, fotbal, da, finanțe, da. tot el doar făcea fotbal și atât. Mm -hmm. E, în momentul în care am pornit la drum, am pornit și am ales să fac asta pentru că am văzut în el ambiție. Am zis, wow! Deci, mă impresiona prin ambiția lui, prin tocmai ce trecuse printr-o operație și am văzut cât de repede s-a ridicat și cât de mult trăgea și cât de mult își dorea să ajungă titular, pentru că în momentul da. respectiv la sea, era Feusi titular mm -hmm. și... Patrice avem... Feusi, pa, Patrice, eh, Patric, pa, da, da, Patris, da. da. Feusi, da, da. uite ce ții în minte. E, păi da, Chiar ar fi culmea, mă ocup cu asta sau doar cu asta și nici pasta da, exact. asta nu o știu, ca lumea. Uh, Și aveam un focus și un scop și am zis, că, i-am fost ambiție și am zis, că, -am zis că, da, ok, cu un astfel de om uh, merită să pleci la drum și să lași totul pentru el. Atâta timp cât crezi în visul și în drumul lui, și eu am crezut, adică era exact ceea ce Și mă gândesc durit. acum și. Și aș fi uh... lăsat orice, orice aș fi lăsat pentru el. Da, uh, mai rar așa ceva. Știi de ce? Pentru că prin natura faptului că tu erai independentă, da? Adică erai pe picioarele tale, arătai bine și atunci, nu că acum n dar vorbim de perioada aia, da? Uh, cred că aveai de unde alege, nu? Adică era o domnișoară ofertantă, nu? Și presupun că băia bărbații. Ăia care ar fi fost roiau așa în jurul tău. Și mai marca tine. Da, da. Acum poți să spui, că nu e niciun fel. Da, de... Da, nu, pot să spun, normal că pot să spun. Este. Da, chiar da, așa era, doar că eu înainte să-l cunosc pe Sergiu, da. am avut așa doi ani de pauză să zic. Nu o dezamăgire ceva. După nu po dezamăgire, da, foarte mare, am avut doi ani și am zis ok, sunt eu cu mine. Și am început, eu sunt foarte credincioasă de fel și am început, mergeam la toate slujbele, toate bisericile, țineam toate posturile. să găsești partenerul? Sau? E, uite cu asta, da, îmi doream foarte mult să-mi găsesc, eu până atunci ceream, vreau aia, aia, aia și primeam, doar că apoi după ce primeam, îmi dădeam seama că nu-i fericire. Și am zis, ok, hai să cer sortitul. Zis, Doamne, dăm tu soarta mea, ce e mai bun pentru mine. Sincer, Viorel, acum stau și mă gândesc, da. n-aș fi putut să scriu toate lucrurile pe care, pe foaie lucrurile care Sergiu le are și care pe mine mă împlinesc în ziua de azi și mi-aduc fericire. Deci de asta mulțumesc că am știut cum să cer, pentru că dacă îmi spuneai cu un an înainte că o să vină Sergiu și o să și mi le arătai, râdeam, zic, hai mă, nu, nu, eu vreau un om mai matur, vreau un bărbat lângă mine. Și apoi, acum, după ani, realizez că Dumnezeu mi-a dat toate lucrurile care mă fac cea mai fericită pe lumea, n-aș fi putut, cum ai spus și tu, să fiu cu un, nu știu, cu orice alt alt om care are o altă meserie. Da. Sergiu mă primește de la A 10 și, și care e cel mai interesant da, da. lucru? Când l-am cunoscut, i-am spus și l-am văzut cât de ambițios este, i-am spus, tu o să ajungi departe, o să ajungi la națională. El nici nu îndrăznea să viseze că ajunge la națională. Tatălui, lui, ani mai târziu, când i-a spus, Sergiu ajunge la național sigur. Și ani mai târziu, te-am văzut puțin nebună când mi-ai spus așa. Dar că am văzut în el, am văzut, ți-am spus acea ambiție și uh, pe lângă asta aveam, am fost în general cu un uh, om de sport din da. România și de atunci îi spuneam, i-am sunat și i-am spus, băi, el e numărul unu, deci ce mai tare fundaj dreapta din țară, o să vezi la națională. Hai, mă, Andreea, hai, mă, hai mă râdea de mine și ani mai târziu, mai zis, băi, ești incredibilă câtă de, cât de dreptate ai avut tu și când îmi spuneai, și urdeam efectiv de tine, că te vedeam ce îmi spuneai, eu știam spor, făceam spor, mâncam spor pe pâine. Și tu îmi spuneai că e numărul 1, că e cel mai tare, dar uite, ai avut ochi. Eu sunt de-a dreptul fascinat de ceea ce spui tu și nu sunt cuvinte exagerate. Mă refer și la uh, ce auzim că se întâmplă în ziua de astăzi, și nu doar de astăzi, ci și, de, uh, ci și cea de ieri și la ce am trăit și eu și apropiații mei și așa mai departe. Adică, iată, iubirea asta voastră, pe zi ce trece, nu se consumă. Te văd cu câtă plăcere vorbești despre el. Nu, presupun că ați avut și voi cumpene, dar n-au fost de natură sentimentală. Nu? Adică nu și-a băgat cineva coada de afară? Ați avut cumpene despre care o să vorbim am avut, de altă natură? Am avut, și... da, da? Adică ați fost în, în prag de despărțire vreodată? Nu, nu, doamne ferește! Nu, păi noi, nu, asta nu, era, nu, era nu, întrebarea noi, mea. noi nu avem nici 9 ani, nu avem nici măcar o noapte dormit supărați, certați. Nu, nu, nu. nu, Fabulos. Mai rar. Mai rar spre deloc. Au fost la Dinamo când era, îți dai seama, tinerețea, vântul, era cel mai bun din țară pe poziția lui în momentul respectiv. Fetele roiau de jur lui să spun așa. Dar că și în jurul tău, nu mai afișa modestia asta exagerată, că nu e cazul, dar și în jurul tău cred că roiau foarte mulți. Da, da. Să știi că eu nu mai văd... Nu știu cum să zic. Sunt atât de fericită și atât de îndrăgostită de Sergiu, Chiar și după 9 ani de zile, încât nu mă interesează altceva. Și... Ce să zic. Bravo, vouă, Felicitări! Mulțumesc. Sincere felicitări! Mulțumesc. Nu spun că nu mai e nimeni așa. Vorbesc de ce am văzut, auzit, trăit. Nu, n-am spus că, domnule, nimeni nu mai e așa din uh, lumea asta. Da, să știi că poate și meseria asta de fotbalist Pentru că el, uite de exemplu, noi de o săptămână Cred că avem doar câteva ore împreună Pentru că au avut meci în cupă da, da. A fost mai mult plecat decât acasă Și poate și asta a reușit să ne țină focul aprins Atâta, atâta timp, atâția ani Doar că ne împlinim și suntem pe aceeași undă de lungime Ne place munca foarte mult ambilor Adică, ca să înțelegi, el face fotbalul și eu pe lângă îi fac așa itinerarion, tot ce adică, are de făcut. Adică îi fac programul, la ce oră se trezește, ok, aia asta, mănânci asta. Deci el se ocupă doar de fotbal și eu mă ocup de, cu tot, de toate celelalte pe lângă. Nutriționist, <laughs> secretară, uh -huh. tot de la A la Z. Adică da. pentru mine chiar este un job e, ceea și ce asta fac. În condițiile în care primează copiii. Da, da, apoi ei sunt acolo. vezi nutriția. Ei soțului. sunt acolo. Bine. Să știi că am avut foarte mare noroc pentru că părinții mei ne ajută cu copii și de asta că altfel nu aș fi reușit. Da, da mama e numai un... una. Adică... Da, mama e numai una și e acolo. De asta suntem și astăzi aici, în România. Pentru că nu, Mama e numai una Mă refeream Sigur e și în cazul mamei tale valabil Dar mama e numai una Că e mici pe tine te pe mine. Da, caută da, da, prima oară pot... Apoi pe bunica Așa este Dar spun că de asta suntem și acum în România Pentru că ultima sarcină A fost cu probleme Și a trebuit să o punem pe primul loc Până atunci Am pus fotbalul pe primul loc Doar că de data asta Nu mai era o vorbă doar de câte ceva minor Era vorba de o, via o problemă de viață și de moarte. Asta voiam să-mi spui, ca să refacem puțin povestea sau să o spunem, nu să o refacem. Sergiu, foarte, foarte bine văzut și adaptat la Cracovia, în Polonia. În Cracovia vă recomand să mergeți, că este un oraș absolut senzațional și prea puțin promovat. Capitan de echipă, iubit de public, titular incontestabil, brusc se hotărăște să vină acasă din cauza unor probleme, cum a scris presa vremurilor, pe care le întâmpină soția, și eu mărturisesc că am fost printre cei care s-au întrebat, doamne, dar în Polonia nu sunt doctori sau care uh, e treaba? Vorbesc serios, așa am zis, și chiar uh, o să uh, țin o dată să-i spun, că din punctul meu de vedere a făcut o mare greșeală. Da? Asta îi spun lui. Nu erau doctori în Polonia? Deci, tu rămâi însărcinată cu al treilea copil, nu? Da, credem că această întrebare îi se pune zilnic. De ce nu ai rămas în Polonia? De și convins. Nu e greu când te hăituiește gândul ăsta, mai ales când el a venit în România, tocmai pentru a face un gest suprem pentru familie, să zic așa. Totul a început cu sarcina mea. Nu e vorba că nu sunt doctori în Polonia, sunt doctori în Polonia, doar că în Polonia nu există spitale private. Sunt doar de stat Așa. Și am avut câteva episoade acolo trăite Și nu a fost tocmai ok Ce înseamnă că nu a fost ok? Adică nu aveau oamenii condiții? Uh, sau cum? Pf, nu neapărat, pentru că spitalele de stat sunt foarte Arată cam cele private ale noastre Doar că ei nu vorbesc Limba engleză Sergiu știa polonez, limba polonă Doar că eu nu știam Și Sergiu nu era mereu acasă Deci am no. avut de dor, era plecat și am ajuns cu copilul în brațe, cu, cu zian, avea febră 40, nu îi scădea, eu eram și însărcinată cu medea, cu burta la gură, cu zian în brațe și efectiv plângeam, încurgeau lacrimile și roaie și nu voiau să mă primească în spital pentru că ei voiau acte, voiau wow. uh, ZUS, ZUS este asigurarea lor uh, de, sănătate. de sănătate și eu zic ce ZUS, nu știam să vorbesc, nu mă înțelegeam, am sunat contabila mm -hmm. lui Sergiu, Sergiu era în antrenament încerca să facă pe translatorul ăia, pe aia nu interesau până zus, zus, zus. Și am zis, băi, nu, nu se poate. Deci nu, mai ales că acolo păteam da. foarte mult zusul ăsta, mii de euro pe lună, adică ceva de genul. Nu e normal. Și nu, asta este doar un, unul din mai multe episoade trăite acolo și am zis, ok, cu, când voi naște, pe, în pandemie, am născut în pandemie, pe 17 iulie 2020, mm -hmm. fetița. Fița cea mare. Și am condus 18 ore, Viorel, cu burta la gură, în 8 luni și ceva, tot, doar pentru că nu am vrut să nasc acolo, am vrut să nasc cu doctora mea, pentru că atunci când naști, vrei să te simți în siguranță, vrei să fii pe da, mâinile știu. unui om care, știu, te cunoaște, imaginez, știu. care te cunoaște și vrea cei mai bun pentru tine. Și am condus și am mers, era pandemie, era lockdown peste tot, tot, toate închise, nu puteai să oprești nicăieri între țări, trebuia să mergi direct. A fost, crun. a fost niște episoade care nu sunt tocmai dar, drăguțe pentru noi, nu, și, nu, și de asta am luat decizia. Și pentru că mulți întreabă și nu poți stai să stai cu tine, ok, acum am o discuție și îți dar și mai mulți nu știu și poate nici nu vor ști vreodată. Într-adevăr, motiv. ăsta este motivul. Pentru că doctora mea mi-a spus, ai pietre la rinic, dacă, Doamne, ferește pietrele acelea pleacă, riști, riști, să îți pornești un travaliu fals și să pierzi copilul. Aveam 27 de săptămâni. Da. 27 da. de, de, de săptămâni. Și mi-a spus, nu mai, exclus, nu mai ai voie să mai zbor. Era ziua mea, 17 iulie, ultimul drum la Cracovia, l-am făcut cu niște dureri cumplite, cumplite. Am ajuns acolo și cu lacrimi în ochi, am spus, iubitele, este ultimul drum, doctora, nu, mai nu mă mai lasă să mai zbor, pentru că nu vrea să riscăm sarcina. Um, și atunci um, i-am spus, trebuie eu nu am pus să iau o decizie, am spus rămâi aici. Asta era următoarea întrebare. i-am spus rămâi aici și o să vedem când o să reușim să vii la noi, doar că era foarte greu să ajungi la Cracovia, este drum cu escală pe la Varșovia. Ei tot timpul aveau maxim două zile ca să plece, să se întoarcă, nu aveau, deci ca timp nu ar fi avut. Da. Plus să fie lângă mine, nu putea să fie lângă mine, eu aveam nopți în care dormeam în un... Pur și simplu în poziția asta de dureri aproape dreaptă, pentru că nu mă puteam lăsa pe spate, mă durea foarte tare. Da. Deci au fost momente crunte, și atunci el m-a sunat și mi-a spus, iubite, eu nu pot să stau fără voi. Ar fi însemnat din luna iulie să stea singur, Făcusem un calcul așa, să nasc și să fiu ok să pot să zbor să până în decembrie, când ar fi putut să vină la casă că avea două săptămâni de vacanță. Să -a, a zis, eu nu, eu nu pot să fac asta fără voi. Noi am fost tot timpul împreună. Cum ți-am spus, m-am da. mutat la mureș, adică eu am lăsat tot ca să fiu lângă el peste tot. Da. Și așa am fost, așa a vrut să fim în continuare și a zis, ok, aleg familia. Pentru că să știi că noi am avut mai multe momente în care am ales familia și nu banii sau. Mm -hmm. Da, nu, acum gata, se Și explică. ne pare rău, deci chiar ne pare rău. Sergiu era cu capitan de doi da, ani de zile. Uh, Sergiu era în apogeul carierei. Tu în erai în un care... uh, post spai sa <laughs> Cracovii, nu? Eu nu mai spun, da, eram atât de uh, iubită. Voiau să te angajeze pe la club da, ca da, mentor, da, da, coach. Da. Păi, Făceai pe acolo prin tribune tot da, felul de deci postări. În, și în ziua de azi primesc mesaje de la ei. Uh, unde ești? Te căutăm cu privirea, ne lipsești mult de tot. Pentru că toți veneau și stăteau în tribune. Bună cu mine, tocmai ca să-i să fac așa, să-i insuflu acea da, energie. Să cu tine, da, da, pentru că eu nu. Adică, cum ați văzut, așa eram la, la toate meciurile și ei se obișnuiseră cu mine acolo. Chiar. Chiar după ce am plecat, îi spunea Valentina, mi spunea lui Sergiu, doamne Sergiu, ne lipsiți și mi-a spus și mie, îți simțim lipsa mult de tot. Valentina Fra din cine? Uh, Valentina, soția lui Râpă. Aha, Noi am fost da, acolo, Cornelie... Cornel încă iese, da. dar ce mă bucur și sper să rămână acolo cât de mult, pentru că e un oraș superb, fanii sunt super în toate punctele de vedere, condițiile, totul este la superlativ. Noi mai aveam trei ani de zile contract acolo. Okay. Adică... Uite, spuneți, noi. De-aia ziceam de tipologia asta de soție, de fotbalist. Noi. Da? Noi, pentru că e. Da, nu e doar Ai... ca familie, da. e vorba de. practic, tu ești și soție, dar ești și manager cumva. Uh... Da, exact, exact, da. Uh, și. Deci mai aveam trei ani de zile. El, în momentul în care a semnat, a primit cel mai lung contract din istoria Cracoviei. I-au dat cinci ani a venit să-i propune, avea o ofertă din Franța. Venise Prima la Club. Ligă. Prima lig... vestit, da, a spus, da. da. Și avea în contract clauză un milion. Clauză de reziliere. reziliere. un milion. Da. Și cei din Franța erau dispuși să plătească clauza. Când au auzit antrenorul, nu exclus. Ce vrei, Sergiu? Spune-ne ce vrei, tot îți vom da. Noi a venit Sergiu acasă și mi-a spus, uite, iubito, ce situație avem. E ok, ce ne dorim cel mai mult, că dacă tot este ceva a la lung, ce putem cere. Am cerut, știam, cel mai mare contract uh, și am zis, ok, câți ani ai? Am făcut un calcul, cere șapte ani oh. ca să avea 28. Cere șapte ani contract, că o să ai 35 și oricum el știa că își dorește să facă antrenori. Perfect. Rămâi antrenor secund, totul perfect. Și Polonia scrie pe noi toată viața. Da, exact. Ce crezi? S-a <laughs> dus și -a propus, Golanski, era Pavel. Pavel Golanski, impresarul nostru de atunci, a început să râdă și a zis, frate, el și vorbește română. Știu, știu. Frate, ești sigur? Zis, da, frate, sunt sigur. Zis, Bine, fratele meu. Și a propus la club ceea ce a cerut Sergio. Imediat a zis, un singur lucru nu putem să-i dăm, cei șapte ani de contract, pentru că maxim la UEFA cinci. se permit cei cinci ani. Că am fi dat și șapte deci am rămas impresionat. Deci tot a cerut, ce a cerut, tot, gata. Tot, Ne-am dat seama, atunci ne-am dat seama cât de iubiți suntem și ne-a fost oricum încununată toată munca, pentru că dar noi nu numai la Craiova, să știi că și la Cracovia. Și la... <laughs> mă bântuie. Da, da nu și o, la, o să insistăm foarte mult și pe... Și la, ea. și la Dinamo. Noi... Și, și acum, uite, unde suntem. Noi Dăm totul, dăm totul. Știi, și de asta, cum ți am spus: dacă dai totul fotbalului, fotbalului îți va da Dar te-ai implicat vreodată în negocierea contractelor soțului tău? De fiecare dată. Opa, mă scuzi. Dar Ai vine... fost prezent acolo no, sau no, doar îi no, spuneai acasă ce să ceară și cum să pună problema? Nu, no, nu, no, doar. De acasă. De acasă, cu părerea mea. Cu părerea mea no, Părerea ta. Cu, părerea no, mea. Doar cu ordinul tău. Dar să știi că a fost bine pentru că eu, practic, el fiind fotbalist, el vede cumva lucruri așa la nivelul terenului, știi? Ei, eu le văd cumva mai de sus, ca așa și de multe ori când aud oamenii că, băi, ce ușor e fotbal, băi, du-te mă în iarbă puțin și să vezi că nu o să mai vezi toate traseele pe care tu de sus le vezi, de pe teren, de acolo nu, din iarbă nu le mai vezi. Și așa mi-am dat seama că mereu pe Sergiu va trebui să-l las cu fotbalul și eu să-i spun ce văd de sus. Și am spus mereu. Și când am cerut contractul cel mai mare, i-am motivat, i-am spus, adică să știi că el ia deciziile, adică se este un berbec cu el Nu merge să-i spui, uite, fă ca mine niciodată el trebuie, Lui trebuie să-i spui mereu de ce Și eu i-am spus, așa, așa, așa I-am pur puțin nebună în tot ceea ce am spus Dar i-a prins, dar, dar prins foarte bine Pentru că mereu a fost așa cum am spus eu și. Da, spunem, mai ales bazându-te pe experiențele trăite alături de el Pe la Târgu Mureș, pe la Dinamo, petrolul acum Cracovia cum e lumea asta a soțiilor de fotbaliști? Și poți să răspunzi ce vrei tu? Lumea soțiilor de fotbaliști, că toată uh, lumea, făcând un joc de cuvinte, văzându-le, uh, au de a face cu niște uh, doamne uh, majoritatea prezentabile, mereu puse la punct, unghii, păr, uh, buze și așa mai departe, mașini scumpe care vin la meciuri cu și de mână. În general, fotbalistul român am văzut că face copii foarte de tânăr, și aici vreau să-mi răspund sincer, nu neapărat legat de ce a trăit voi, ci e o practică pentru a sta liniștit în cantonamente, știind că soția ta e ocupată cu la mic și nu o știi prin cluburi, și prin restaurante, și prin alte locuri? E. Să-și că am auzit și eu asta. Păi, că n am a... inventat eu. E haios, ta. adică râzi, Bă. dar da, există perspectiva asta. Există. La noi nu a fost cazul. Nu, nu, la voi. Dar, Spune da, există. Tu, există fost... perspectiva aceasta. Fotbaliștii, bine, nu ca orice bărbat, cred că vizează o femeie foarte frumoasă. Și în momentul în care ei sunt plecați de acasă, cred că au tendința asta, hai haide să le găsesc ceva de lucru pe acasă ca să le țin acolo, pentru că eu nu pot să fiu mereu lângă ea. la noi nu a fost. Și dacă uh, crește la mic, îi mai faci unul. Și ca să-i mai și găsești încum, ceva de lucru. Da, da, da. da cam așa ceva. Uh, Revenind la soții, da. să știi că mi îmi pare rău că ele, nu ce puțin în România, ele nu sunt atât de mult mediatizate pe cât ar trebui uh, și de asta foarte multă lumea opără opăr și o percepție proastă despre ele. Mm. Nu, spune neapărat proastă, mai degrabă Crezi? Nu? rezervată sau poate puțin așa... Ai că aș vrea să am un microfon la o întâlnire de... voastră a bărbaților comentând? A, nu, lumea noastră a jurnaliștilor chiar <laughs> avem atâtea de comentat despre subiecții de pe teren încât să ne mai ocupăm de soții. Dar poate că mulți vă văd drept simple piții. Da, e, exact, de -a despre asta vorbesc. Și nu e corect. Nu, 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 chiar nu e corect. Înainte să ajung și eu să fiu soția de fotbalist, la aceeași părere o aveam. Toate nevestii, piții salon. pe unghi. unghii. după ce am intrat în fenomen, mi-am dat seama că sunt soții de fotbalist foarte devotate fotbalului, așa cum sunt și eu. La Cracovia cu Valentina Rupă, soția lui Rupă, deci eram uh, acolo pe subiect și cunoscătoare de fotbal și noi nu doar că ne uităm la fotbal, noi știm și sisteme, știm și schimbări, știm și de la A la Z, adică știm ce înseamnă un stat, lucruri pe care să știi că mulți oameni din fotbal nu le cunosc, adică cunoscători mm -hmm. ăștia care vin și la meciuri uh, își dau cu părerea, nu le știu, noi le știm, suntem pasionate și suntem foarte multe. În Polonia... Da soțiile de fotbaliști sunt foarte mediatizate și sunt băgate în seamă și participă la emisiuni. Uh, am fost plăcut surprins în momentul în care mi-au propus mie să merg și să-ți fac o emisiune despre mine, despre viața mea, despre cum e Andreea Hanca de fapt. E, uite, lucrurile astea în România nu am văzut, nu neapărat la mine, dar să se facă cu soții nu l am văzut și mm -hmm. nici interesul, nu știu de ce. Am stat și m-am gândit, oare de ce? Dar știi ce mai e rom? Păi de ce? Pentru că nici voi... Că, că sunt închi închise, nu? Exact. Ok, asta mi-am exact. dat seama și am zis, ok, de ce este soția de fotbalist ro român? Român, nu, român, român vorbim. Da, de ce este atât de închisă? Și mi-am dat seama că din cauza hate-ului. Da, sau să nu se facă de râs, deși... Poate Ce că se rău? subestimează. Păi nu, am spus, poate se subestimează. Da, eu cred că oricum ei sunt cam ținuți așa și la țintă, mereu luați, da. orice fac, orice dreg, și cred că prin chestia asta și ele sunt bă, mai bine stau în banca mea, nu mă bag da, de Exact, exact. Deși să știi că ar fi foarte interesant. Adică pe mine, una m-ar. Uh, mi-ar plăcea să văd mai mult. A fost, bine, a fost Ana o perioadă, dar uite că nu mai, bine, este. Ana e altceva. Ana e altceva, Ana dar, uite, altceva. dar ea măcar, adică ne mai, mai aducea. Da, așa, era un fel de liderul -a ta... vostru neoficial. Dar știi ce e în rândul soților de fotbaliști, cel puțin din ce am văzut eu, că am intersectat și eu cu atâtea cupluri, logic că nu o să dau nume și poate sunt și puțin malițios aici, dar așa am sesizat și până la urmă ce e și în căpușe. Bârfă multă. Bârfă. Așa că înțelegi. Bârfă voi între voi da? e auto pe a lui Popescu, e auto pe a lui Ionescu și a pus buze și a pus sân noi uh, și a schimbat mașina. Uite, dragă, și că nu are bani, dar asta nu joacă. De unde a avut bani să. Uh, nu? Uh, și ce, ce, mi se pare Hai, zice, să ceea ce ai acum? Și multe cu multe cu multe da, Eu te cunum pe tine ăla al cu unul pe celălalt, da, da. un grup. Știi de ce? E normal, pentru că atunci când faci asta, viața ta e doar despre asta. Și da. Chiar m-am uitat unul de perioadă să știi că nu mai existau de multe cu metri. Ce se întâmplă? Nu știu. Deci chiar nu, nu mai sunt da. cum erau pe vremuri. Um, probabil da, cine și cu bârfa știu. cum e? Că voi să cu spui bârfa, ceva da, și te-am Cu bârfa, când eram la Dinamo, m-am împrietenit cu una din nevestele de la Steaua. Și am auzit vor... da la FCSB, da, scuze da, da. Stă cu domnul Talpan cu ochii pe scuze, noi, îți dai scuze, seama scuze, că scuze, Reclamă podcastul ăsta pe la CNA Sau pe unde o fi el uh, vizat Wow, da, da, exact Așa. Și am, am aflat părerea nevestelor de la FCSB despre mine Așa, Vai, proastă, wow. nu? Nu, no, a dracu Da Deci eu eram mai a dracu, am și râs Mamă, mamă, doamne, ce femeie dracu este Am zis, băi, mai bine să fii luată de rea Decât de proastă, știi? Da. Așa că, da, sunt bârfe Dar, până la urmă, în orice domeniu sunt bârfe Ce? Bune, brele, Cum sunt, nu contează A, Sunt, asta da. este, mergi mai departe uh -huh. Nu cred că Contează atât de mult Să-ți se pună o etichetă, mai ales că persoana aia nu te cunoaște. Deci nu are de ce să te deranjeze, atât timp că nu te cunoaște, poate să vorbească ce vrea. A, dacă te-a cunoscut și apoi vorbește rău despre tine, atunci, într-adevăr, poate există o problemă. Dar tu, prin ceea ce ai spus acum, le transmiți direct sau indirect nu? Mă rog, soților de fotbalist să iasă să se facă mai cunoscute, că e da. spre binele lor. Da, că altfel există și o părere proastă despre ele, poate multe dintre ele au business-uri despre care vor să vorbească. Și atunci este un win-win, de exemplu. Da, eu chiar îmi doresc să iasă și să vorbească și să, să facă ceva în sensul ăsta, pentru că să știi că am stat și m-am gândit. Uh, totul pleacă oarecum de la noi, de la femei, dar noi suntem mamele micuților fotbaliști care apoi devin mari fotbaliști și noi avem uh -huh. un cuvânt foarte important de spus. Și noi, ca soții, am putea să facem viitoarele mame de fotbaliști să aibă încredere în ceea ce ele. Și asta e bine spus, da? În ceea ce ele urmează să facă, pentru că dacă, ele nu știu ce au de făcut, de unde să crească un fotbalist sănătos din toate punctele de vedere? Deci, toți, domne, românii, de ce nu ies afară și nu rezistă în străinătate? Păi, spune spun de ce nu rezistă, pentru că nu sunt obișnuiți, pentru că ei aici sunt ținuți, așa, oarecum, într-o. În brațe, da? E momentul în care ești afară, nu mă ești nimeni. Și nimeni, când ne-am dus afară și nici Sergiu Hanca. Acolo da, într-o țară străină dacă nu ești de trei ori mai bun decât ăla, ăla a de alor de pe postul tău, nici da. la revedere nu există. Nu stă nimeni după tine să stea, stai să, să i dăm șanse, să ce. Nu, exclus. O ei de la zero cu totul și de asta cei mai mulți clachează, se trezesc. Au o competitivitate foarte mare, nu au susținere, ajung și singuri că e foarte greu să mergi în străinătate, singur. De asta uh, recomand uh, și mereu am spus că e bine să, să ai, o, cum spuneai mai vreme, de mic o relație sau de, de tânără, să pe cineva să aibă de tine, pentru că tu te duci antrenament, dar trebuie să fii acasă și casa e goală. Da. Păi eu îți spun de, uh, de ani, când a ajuns în Polonia. Foarte greu i-a fost. De Sorescu. Da. Că el nu e căsătorit. Nu e căsătorit și a ajuns la Racov. Racov nu e Cracovia. Racov este un oraș mai îndepărtat, nu e capitală, nu are. Depresie curat, nu? Îți dai seama că nu i-a fost ușor deloc. Vorbeam cu el, încercam să îl susțin și spuneam, lasă de ani, dar în mintea mea, adică bine, și am și spus și, dar iubita ta, pe nu mai sunt ca. Păi, îmi pare rău pentru că ți-ar fi trebuit, ți-ar fi prins foarte bine. Știu ce spui. Contează foarte mult ai suportul de acasă. Deci, de asta, haideți să creștem fotbaliști eu mă uit că ziua zian... Da. Zian, băiețelul meu este mic și, sincer, îmi doresc să-l cresc într-un mod sănătos, pentru că mama lui Sergiu n-a știut cum să-l crească pe ca fotbalist. Păi n-a mai... știut femeia nu că nu avea IQ, pur și simplu nu, nu, nu. avea Tocmai. experiența și viziunea. și. Tocmai. Uh... Tocmai. Tocmai și ea mai ales că ea nu a vrut sportul ăsta pentru Sergiu, pe a, a vrut că Sergiu să se facă doctor, da. Și în momentul în care Sergiu s-a trezit și a văzut lumea fotbalului, care nu este deloc una ușoare este una foarte grea din toate punctele de vedere, a avut momente în care putea să cracheze, doar că eu am fost acolo și l-am împins și l-am împins, haide, haide, haide unde, și a conta foarte mult. Unde îl mai împinge acum, dincolo de ce trăiți voi povestea asta frumoasă, în plan personal, ce obiective mai ai cu el sau mai aveți? Avem, avem, avem. Yes, spune. No, asta nu înseamnă că e, nu știu, ceva care să supere pe cineva de la Petrolul. Pur și simplu, unde-l mai vezi. Nu, 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 nu. Adică, no. ceva de genul, hai, Sergiu, să găsim ceva prin. sau să ne găsim ceva prin uh, Arabia Saudită, să mai câștigăm 2 milioane, să ne căpătuim. <laughs> nu, n-ai din asta. Uh, nu, nu am asta, dar și de ce? Pentru yes. că, uite, și acum când am plecat de la Craiova, am avut oferte din străinătate, au fost discuții, și am ales să rămânem aici la Petrolul, pentru că e aproape de casă uh, și el începe de anul acesta școala de antrenori. Aha, și care durează 10 ani în România. Da, deci știi cât de, cât da. de grea este și cât de mult durează, și dacă ar, oriunde ar fi, era vrut să înceapă de când eram în Polonia, doar că i s-a spus ai nevoie de cel puțin 80% prezență și nu ar fi putut să o aibă. E uite aici, ca să am zis, Dumnezeu o rânduiește pe toate. Să fie exact așa cum trebuie să fie. Și acum e la petrolul, noi de acasă din București facem 45 de minute până la stadion, el ajunge în București imediat, adică o să poată să aibă acea 80% a, prezență numai, cu siguranță. Te gândești că poate să ia la apus de carieră încă un milion două de prin... De prin Arabia? Da, păi, acum asta e, nu te poți... Da, o... da, să știi că e greu, e foarte greu. Uite, chiar vorbeam acum cu câteva zile cu soția lui Tudorie. Ei sunt acolo. Ioana. Ioana cu Ioana da, vorbeam da, da. și uh... eu știu pentru că întâmplător am aflat de acolo o știu pe Alex îl știu foarte bine dar întâmplător am aflat frecventând grupul nostru de Facebook că e foarte influentă în privința curățeniei și organizării pe scară în bloc. Serios? Da, mă rog, poate nu e singurul apartament pe care îl deține. Dar am dat Ioana Tudorie și am văzut că e soția lui Alex și Ioana, îți mulțumesc, mai pune pe grup acolo, să nu mai parcheze, să nu mai lase mizerie, că faci foarte bine ce faci. Vorbesc foarte serios. Da, și da, pl M-am de... trezit cu ei vecini. Plus de asta, este și foarte pasionată de fotbal și cred că eu ei doi sunt cam Și ce vorbeai cam cam că noi. Și vorbeam și în povestea și îmi spunea că nu e ușor deloc. Sunt 50 și ceva de grade, tot o arde de jur împrejur nu ai prieteni, da. sunt copii, copii, deci cel mai greu e în ceea ce privește copii E să cu ei acolo, le... nu? Da, 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 sunt cu ei și e greu să-i duci la grădiniță, la școală, îi nu înțeleg oricum foarte multe și să-i muți de colo în colo, deci nu, nu e ușor. Și mai ales la noi cu trei, de asta am spus că e cea mai bună variantă să rămânem aici, mai ales că să-și că Petrolul? Toată lumea. Ala, petrolul? Ala. Și, pe... Sergiu iubito, uite, ala, pe... ok, noi o să vezi că o să facem în așa fel încât o să zică A, petrolul. A, nu, că n-a spus nimeni că petrolul echipă săracă, dar nu poate plăti cum plătește una din golf. Da, asta da, nu... da, asta, asta categorie. Dar da, să spun că noi de ce mai multe ori am ales în detrimentul. Uh, fotbalului, N a, fost și a chiar familiei. În primul nu. loc. Da, nu mereu. a fost. Uite, și acum în situația asta, că puteam să mergem mai mulți bani, dar am fi stat despărțit de copii, ar fi fost da. mai complicat. Și, și în Arabia e foarte complicat. Să-ți duci cu trei copii, unul la grăință, unul la școală, e greu. Deci și eu... Scuze -mă. Plus că foarte mulți mai sunt și problemele cu banii, sunt neplătiți să stăm, iar prin procese am, nu am mai dorit așa ceva. Dar din ce am citit pe Google-ul acesta, care e o carte deschisă, vă mutați la Dubai. Dar vă mutați definitiv, adică nu vă duceți o săptămână și apoi reveniți, nu? Da. E... Adică sunt 50 de grade, dar vă duceți la 50 de grade. Păi să știi că îi spuneam e spunea că trebuie să mă obișnuiesc, că la Dubai e puțin mai răcoare. Deci v-ați acolo? Da, după doi ani petrecuți în Polonia da. O țară atât de friguroasă Deci nici, nici în Anglia, la Londra nu ploua atât de mult Cât a plouat și plouă în, în Cracovia cel puțin Eu Am fost odată, nu ploua, dar atât Super, înseamnă că te-ai îndrăgostit Da, bine, deci am este... recomandat tuturor, este ceva este... fabulos Da, e de vis, chiar a -a. e de vis Și după okay. doi ani petrecuți acolo corpurile noastre nu s-au adaptat vremii. Sergiu era foarte bolnav în ultima perioadă, răcea foarte ușor, are sensibilitate la gât și ajungea să, foarte des să răcească și să trebuie să ia antibiotic. Noi nu suntem fani medicamente no. și m-am zis ok, ne dorim să ne mutăm într-o țară foarte caldă. Și am pus așa pe foaie, hai să vedem unde, pentru că atunci când zi, și copii, trebuie să ai mai multe lucruri în vedere. și greu. Spania sau Dubai? Unde a pus pe foaie? Câte au rezultat da, pe foaie? Prima era Spania, dar prima era Tenerife acolo. Doar că aș, eu m-aș fi mutat în Bali, în junglă, după, după tot, cu ce am trecut și prin câte am trecut. Dar vreau vreau liniște, vreau în junglă. Serios, oameni, iubito. Te rog eu. Da, ceva mai pe civilizație o, nu da, găsești? Da, orice, dar într-adevăr el nu și-a trăit viața. Păi din nu, sport, nu trăiești viața, și, da. cantonamente, cantonamente. Eu n am nevoie de liniște, eu vreau și eu să văd apoi viața, să da. vă gust puțin din ea. Aveam o părere foarte proastă despre Dubai. Foarte proastă. Noi am ajuns în Dubai dintr-o greșeală. Nu, nu greșeală, nu, nu, nu greșeală. Din întâmplare. Din întâmplare Pentru că era singura țară În care ne primeau atunci pe pandemie Era singura țară deschisă mm -hmm. Că ați făcut un revelion acolo, nu? Da, un revelion Am fost de revelion Am zis ok, unde putem merge? Că era tot închis Să avem și zbor direct Să fie aproape După aia era singura destinație Aveam pare foarte proastă că da, Se tot auzea în presă lucruri Nu tocmai drăguțe da. It's ok, hai să mergem în care cald, ne reîncărcăm. Tocmai ce trecusem prin COVID, am avut două săptămâni înainte de asta COVID, no. a fost crunt. Am ajuns la Dubai, am aterizat căldură, super frumos, am zis că poate e euforia așa, nu știu, de vacanță. A trecut o zi, eu n-am spus nimic, a doua zi... Da, de cam E ai zic... Cum se pare? Și nu știu, dar de ir mă țin, dar am zis că poate e în capul meu, doar că n-a în vacanță. Dar am simt așa o energie foarte bună și am început să-l zic și eu simt asta, și mi-a fost așa să zic ca să nu mă iei tu. Că... Deși eu simt energie, o energie foarte frumoasă, căldură, oameni fericiți și am zis, wow, ne-am îndrăgostit de oraș. Uh, ne-am dus acolo și am cunos, aveam și câțiva prieteni români pe acolo, ne-am întâlnit cu ei și am văzut și prin ochii lor Dubaiul, nu doar prin ochii unui turist, pentru da, că ca turist. Da. Dubai e scump, Dubai e, dar prin ochii lor uh -huh. am văzut Dubaiul altfel. Da. Ni l-au prezentat, Mircea Brânzei, că el e cel care se ocupă cu imobiliare din Dubai și așa, ne-a arătat un payment, plen, ne-a spus. Pe lângă asta l-am întrebat tot viață, școală, spitare. că na, aveam. Da, 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 sechele. Sechele și le-am pus pe toate pe foi și ne-am dat seama că este. Că da, e un loc în care chiar ne-am dorit să trăim și să ne creștem copiii, pentru că eu am trei și îmi doresc foarte mult să fie cât de cât feriți de ceea ce se întâmplă în ziua de azi, că vezi și tu... Dar nu schimbați subiectul și v-ați luat acasă în Dubai, ce? nu? Adică nu mai duc... e gata, ați trecut la următoarea etapă, v-ați luat acasă, da, nu? Da, ne-am dus în Dubai, în vacanță și am plecat cu o casă. A, atunci ați luat-o? Da. Da. Și alții ce... și-au tricouri și uh, geci uh, din vacanțe, și tu ți ai luat. Uh... Da, dar am munci mult. Da, bă, și ei muncit, să știți. <laughs> am fost mult frig în Polonia, da. ca și-am meritat și, munca din Dubai Am avans ceva, nu? Ați vizionat uh... Da, ne-am dus, am da. vizionat și am spus că ne dorim o casă cu trei camere. Așa. Zis, ok, am văzut-o și bine trebuie să faceți uh, plata în următoarele trei zile. Noi, tocmai ce ne întorceam, nu era greu să facem plata în următoarele trei zile. Apa a patra zis sună Sergiu, Mircea spune, păi s-a dat casa cu trei camere. Pff, uh, și chiar moca. Următoare, da, exact. Următoarea, mai sunt doar cu patru camere. Bine, patru camere plus living. E așa le da, calculează. e trei dormitoare, așa, Da, four bedroom. Da, da. Da. Da, da. Și sunt doar cu patru. Și, asta este, o luăm. Am luat-o. Și la o lună distanță, o lună jumătate, am rămas însărcinată cu al treilea copil. Deci, uite, vezi, nu, eu, nu Dumnezeu. a fost întâmplător că am luat o casă cu patru camere. Dar nu v-ați mutat? Adică acum e fază de amenajare? Sau... Nu, în decembrie 2024 ne mutăm. Da? Da. Și da, asta... ai început cu mobila, cu designer, cu tot felul Să de... știi că acolo totul este super. Deci acolo totul e foarte ușor. Uh, ei au tot. Au trei variante și tu ți da, Dacă vrei tu ceva extra, dar eu am văzut A, variantele îți și... Îți fac ei totul, îți da? Îți fac ei totul de la A la Z, da. E incredibil. Și în prețul casei intră tot. Tu te duci doar cu televizorul și cu canapeaua. Atât. În rest au tot. tot. Dar n-ați mai trecut pe acolo, pe la voi pe acasă, nu? Adică... Am fost în... De... de, de două ore, trei tot acolo mergem. A, și am me stat tot acolo să mergem, tot acasă. Că... Și se poate sta în ea. A, nu, nu, A, nu. A, nu nu, 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 e gata. Nu, nu, e gata, nu e gata. În decembrie 2024, dar au o aplicație pe telefon Blog și îți arată. Nou. Cum casă, zice românul? Casă. A, e casă. Casă, într-un într ansamblu, într un rezidențial. Culmea, eu, când, eu când am aterizat, aterizat pe aeroport, am văzut așa o foarte mare reclamă Blue Lagoons, da, mă, Blue Lagoons. Și am zis, doamne, uite, așa arată raiul pentru mine. Și am crezut că este un hotel. E, și uite, aici ne-am luat casă. Câteva, da. nu știu, o săptămână mai târziu. Adică ajuns în rai. Am ajuns în rai, da. Deci chiar am ajuns în rai. Stăteam și mă ciupeam. Mi se părea incredibil. Dar, a, și voiam să ne mutăm în Spania și... A, ansamblul sa rezidențial are șapte mici cartiere și ăsta unde ne-am luat noi e Costa Brava. Deci... Ah, deci vezi? Spania la Dubai. Spania la Dubai. Da. E... Și te, acum e entuziasmul ăla, e euforia aia, e așteptarea, dar vă vedeți bătrânind acolo? Cel puțin îmi doresc. Îmi doresc o să. Am, foarte tare mă speria gândul. De că vara nu e foarte cald. Eu n-am fost da. în Dubai. Păi, e rușine, nu e rușine, asta e. N-am fost în Dubai ce să fac. Să plec din țară acum forța nu plec. Dar nu e foarte cald acolo vara? Adică asta este... nu să... Da uite, să știi că anul ăsta și la noi a fost foarte cald în București. Și... Bă, Cemie 40 de grade, Cemie 37, 38, da, 38 da. cred că cel mai mult am avut. Aici? Da. 40 și ceva. E, e, vezi, exact la Dubai, deci practic mm. am simțit... Viorel, noi nu stăm în da. În afară, stai, stai la aer, stai acasă unde are condiții, stai la mol, stai la sală, stai oriunde te duci... Deci nu e foarte, foarte greu să trăiești. Dacă nu am fi trăit în Polonia, sigur, ar fi fost foarte greu, dar noi am simțit deja ce înseamnă, că noi în Polonia la fel, ploua și era frig non-stop. Au fost trei luni în care noi nu am văzut soarele și asta da. nu e în casă. Deci suntem obișnuiți cu viața asta așa de familie, da. de casă și... Da, acolo nu că sunt eu îngrijorat din cauza asta. Din ce o să trăiți? Că se duc banii nu? Cunoști mai bine ca mine cazuri de fotbaliști care ce au luat astăzi au risipit mâine. Da, categoric. Din ce trăiți acolo? Că se duce Dubai, ba, o școală, ba, o grădiniță, da, ba, o hăinuță. Cu școlile, să știi că asta era problema mea numărul unu pentru că știam că sunt mai scumpe decât școlile din Londra și am început să mă interesez uh, despre școli. Da. Și culmea că acum un an uh, Emirul a dat expațiilor uh, gratuit școala, școala lor. Și la școala lor se predă exclusiv în engleză, deci nu în limba lor. Care Acum, nu i rău, sau pe care nu i rău să o știi și pe aia, eu, dacă ai putea. cu siguranță o să îmi doresc ca copiii mei să învețe limba lor. Dar da, uite că am zis, ok, ăsta este semnul că putem să trăim acolo. Plus că... Un business prin, ceva pe acolo? sau? Da, bă, avem avem businessurile din România. Care, care, înseamnă ce? Care o să meargă, saloanele... A, mai aveți? Da, 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 da avem. Continuă, deci nu... Le-ai redeschis. Cel din Titan. Mă mers, avem 15 ani, 15 ani de când suntem împreună și mergem, mulțumesc Dumnezeu. Și magazin, magazin în țară, băcănie, magazin la târgumure și avem avem destule de afaceri să, să ne susținem viața, să zic așa. Doar că, pe lângă asta, și urmează, adică am și un proiect la care lucrez și sper să, la un moment dat, da. să pot să-l. Îndeplinește. Dar e o modă, și asta în rândul fotbaliștilor uh, să investească ce au acumulat în imobiliare, nu? Depinde cât ai acumulat. 2, 3, 4 apartamente, 5, cam toți da. au. Da, ne-am toți care au câștigat ceva, nu. Ne-am investit în imobiliare, în uh, cripton. Avem da. în toate domeniile. Să știi, suntem așa pentru că într adevăr Sergiu e pasionat de asta și a lucrat cu câțiva oameni uh, din domeniul financiar, să zic așa, și l-au sfătuit, băi, e bine să ții bani în mai multe, nu doar în mai multe spune coșuri, Sorin exact. Constantinescu. Exact. Și așa asta am făcut. Ole spune el, nu bani, ole, mai multe coșuri, da. Da, exact. Noi asta am făcut. Am investit bani în mai multe domenii. Și cu siguranță or să, o, ce nu, puțin ori, nu ori din da faliment, puțin Exact, oricât de greu. Și se, acum, din câte am înțeles, urmează o recensământ. Cine știe ce business o să creăm și din asta. Că e bine să profiți. Mm -hmm. Da. Um, relația asta ta, din ce am observat cu credința, e de mult, sau de când ai fost părăsit atunci și ai cerut divinității sortitul? Sergio. <laughs> Pe Sergio. Pe da. Sergio, da. Pentru că și când am vorbit acum două săptămâni, îmi spuneai de, de biserică. Da, 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 da. Faptul da, că trebuie să fie joi, joi astăzi, da. Astăzi. Și de atunci mi-am dat seama, bă, o persoană care trebuie să fie în fiecare joi la o biserică, nu are cum să braveze sau să. De-aia te întreb de relația ta cu credința, de când datează și. Da, ea datează de când eram mică, de la... Eu am fost crescută și la țară, aveam casă, adică tatăl meu este la țară și mergeam foarte des la mamaie. Da, și, și mamaie mi-a insuflat sunt atât de... așa iubirea asta da. de Dumnezeu, mergeam mereu la biserică și mi-a plăcut și tot timpul mm. am simțit că tot ceea ce ceream, primeam, chiar de mică și am zis așa, wow, sunt preferată, <laughs> spuneam că sunt preferata lui orice cer de la Dumnezeu primesc. Și așa a fost cam toată viața mea și mi-a plăcut că atunci când am cunoscut pe Sergiu și el, foarte credincios, și asta încă... A contat. A, încă un lucru care a contat, da, da, da. Da, aveți duhovnicul vostru sau mergi constant să te uh, spovedești? Da... Da, avem. Când am fost în Polonia, nu am mai continuat să ne spovedim și eu oricum, cred că oricum Dumnezeu este în fiecare din noi și putem să o facem și așa, să ne spovedim singur, să zic. De curând am avut așa, după cumpenele prin care am trecut. Dar am care sunt zis... cumpenele acestea, în afară de problema cu a treia sarcină? Da. Sau nu se poate vorbi? Bă, uh, da, sau... da, se poate vorbi despre orice. Că bă... tot ai zis de cumpene, cumpene și... Da, da. păi... Uh întâmplarea sau tot ceea ce am trăit la Craiova pentru noi a fost o cumpără foarte mare pentru că în primul rând ne-a adus foarte multă, nu știu ură și foarte multe păreri care nu aveau legătură cu noi și cu subiectul, adică Sergiu nu a avut voie să vorbească pentru că avea stipulat în contract că nu are voie să vorbească cu banii. și și uh, n-a putut să iasă să spună și el părerea lui și el Într-un astfel de război, să zic, e bine să asculți ambele părți. S-a știut aș, doar adevărul dintr-o singură parte venit și asta a distorsionat foarte mult e, situația. Adică noi nu am... A, dacă eram jucător străin, cu siguranță acum aveam 2 milioane de euro în cont. Dar ca jucător român a trebuit să ur... ca Sergiu să, să urmeze da, conform legilor și a trebuit să meargă la comisii. De asta în ziua Și azi zici suntem... că a fost o cumpănă așa mare? A fost o cumpănă foarte mare pentru că ți-am spus, Sergio, era în apogeul carierei, da? Și alta? Altă cumpănă? Altă cumpănă atunci când uh, am avut situația cu fanii de la Dinamo. Da, la un meci la Giurgiu. Da. Ai fost uh, agasată, agresată? Cum? Agresată mai bine Agresat. decât agasată, pentru că... Uh, a te-ai bucurat la un gol. Da, la, conducea... la singurul gol, marca da, din nu? Uite, să știi că niciodată n-am avut ocazia să povestesc exact povestea de la, la un capăt la, la, altul, ce s-a întâmplat. Uh, era ultima etapă, înainte de Crăciun, înainte de vacanță. Uh, ne-a Mircea, Mircea Nic, era atunci antrenor și nu avea pe cine să bagi în mijloc Sergiu fiind accidentat, îl durea glezna. Sau să a zis, Sergiu, uite, știi că nu am pe cine să bag, poți să-și joci. Sergiu, cum este este devotat da, da, da. 100% a zis da ne merge, normal, facem niște ne injecții cintrați. în picior și joc dacă ai nevoie de mine adică în orice alt fotbalist normal la cap ar fi zis nu pentru că nu era o situație ușoară, era o situație complicată la el, el a spus da am știut asta și am zis ok venim toți, am mers toată familia la și am mers cu inima așa strânsă că de la o accidentare poți să dai în ceva mult mai mm -hmm. rău și nu ne doream așa ceva, e, am ajuns la meci a jucat și noi știam ce înseamnă și ce efort de pune și practic că el în momentul ăla sacrifica sănătatea pentru Dinamo. Da. Și a dat, era 4-0 pentru, pentru Astra Giurgiu, a fost un meci dezastros din păcate. Uh, însă Sergio a dat un gol de la jumătatea terenului, un gol fenomenal, deci un da, euro gol. Aduc, da, toată lumea îl Da, nimic. și noi toți eram, cred că vreo 10 din familia noastră am început să urlăm și de fericire și să ne bucurăm. E la meciul ăla. Nu știu cum au reușit să le dea bilete chiar unde aveam noi cei de la club, mm -hmm. de la oficiali, da, da, da. bilete Fiecare jucător are. Da, da lângă ex, lângă fără niciun gard, fără nimic, erau fanii una din cele două galerii. Pe Dinamo, și... fanii lui Dinamo. Fanii lui Dinamo, da. Păi și ce au avut cu voi? Sau păi cu asta urmează să-ți spun. Okay. Noi ne-am bucurat foarte tare. E, Adinam atunci avea o perioadă foarte, 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 foarte proastă. Eram neplătiți de trei, aproape trei luni de zile. Deci, neplătiți de trei luni de zile. Sergiu juca cu infiltrații și nu mai știe cu ce dureri. Trăgea de el să dea totul pentru echipă. Ba. A dat acele euro -Gol. noi ne-am bucurat pentru noi. A fost ca și cum ar fi câștigat Champions League-ul. Într-adevăr am deranjat probabil pe ei care ei sufereau, dar sincer și eu ca din dacă văd un din al meu că dă un astfel de gol, pă, mă bucur pentru el sau cel puțin tac din gură când văd că soția lui se bucură. Așa e, da. Dar unul, unul din fani a început să-mi zică, ce, te bucur tu, îți mai au, a dat gol sau îți mai au o geantă. Eu când am auzit... Știam că este neplătiți de trei luni de zile, știam că de mult trage Sergiu ca să joace meciul ăla și băieții, cât de mult trăgeau un general pentru o echipă. Atât, am văzut negru în fața ochi, adică de mine poți să spui mult. A, și că l-au jignit pe Sergiu. Și de mine pot să spui multe, dar nu de ei. Și atunci am început, nici eu nu pot să tac. L-ai uh, nu, nu -am, am, spus că din cauza lor, Dinamo este unde este că ei nu susțin echipa la bine și la rău și că Aha, nu e normal. Le-am dat foc. Le-am dat foc. Ei vin și antrenați deja la meci. Și da. stai să seama, abia așteptau ceva de genul. Uh, nici în ziua de azi am în telefon pozele cu cei care au venit să dea în mine, nici în ziua de azi mă cred că m-am uitat la poze pentru că am așa încă am rămas cu. o au traumă. N-au dat. N-au dat. dat pentru că fratele meu s-a băgat în fața mea și n-au ajuns. Unul a venit cu pumnul spre mine, aproape că m-a atins. Fratele meu s-a băgat în față și m-a apărat el și tata. A fost un șoc real pentru că eu am crescut în galerie. Adică eu am mers de la. Da, adică, adică practic te în băteau ai tăi. Mă băteau sau? ai mei și plus că îi știam pe mulți dintre ei, adică nu înțelegeam de ce nu s-au băgat, dar apoi mi-am dat seama pentru că îi vedeau că sunt altfel veniți acolo și ei da, unii ce să caute erau acolo. Da, pe românește. Ce să... Da, ok. Și uh, a fost șocul foarte mare. Uh, a venit și Sergiu, l-a lăsat fotbalul și s-a urcat pe tribună. Da, a venit și Sergiu. Uh, el s-a speriat foarte tare pentru că nu am știa pe mine cum sunt, adică nu există. Eu în galerie sau între fani sunt ca peștele în apă, acolo am crescut, acolo mi-a mie fost toată viața dat să fiu. Și acum nu înțelegea de ce s-a întâmplat și s-a întâmplat. Într-adevăr, cel care a instigat așa momentul, să zic, Două, trei săptămâni mai târziu mi-a scris și mi-a pare rău că dacă aș fi știut ce, la ce s-a ajuns, n-aș mai fi spus ce am spus despre tine și da. despre soțul tău. Chiar îmi pare rău. Da, da, -a, situația a fost de așa da, -a fel încât fost, a, -a, fost a degenerat. -a fost deci -a fost eu, eu mi-am închis am, închis -am închis Contul. tot, cont, tot tele, televizor, pentru că oricum ei spuneau doar ce voiau și în presă. A apărut o știre mare cum că Sergiu ar fi spus Dinamo a murit pentru mine. Deci, Doamne, am stat și am făcut eu. Eu sunt și uh, Mr. Gadget, îmi place să văd de unde s-a pornit pentru că Sergiu nu a spus așa ceva, n-ar avea cum să spună așa ceva, pentru că Sergiu s-a născut așa, adică ar fi culmează. Și plus că era vorba niște fan, nu era vorba despre Dinamo. Acei da. fan, a cei câțiva fani, acea mână de fan nu e Dinamo. Da. Acea mână de fan sunt niște Huligani care din păcate strică foarte mult uh, uh, nu atmosfera, nu știu, dragostea asta de a-ți duce... Noțiunea de suporte. Noțiunea, da, și de a-ți duce uh, și copiii, și familia, și soția să o duci pe, la meciuri. Adică despre asta e vorba, să ne creștem copii în spiritul ăsta. E, păi eu când, când vedeam chestiile astea, mai târziu a fost cu Sorescu, l-au dezbrăcat pe Sorescu. Noi eram în Polonia când am, a ven, fost. În când am văzut, zic, doamne, păi Zian crește și o să-mi ceară să-l duc pe stadion. Și noi, din tată în fiu, cum îl duc eu pe fimiu? Cum când nu am, n-am cum, e frică. Ei, mă bucur, cred că în ultima perioadă s-au mai liniștit apele, nu? Da, s-au liniștit și nu. Am văzut ce a fost la România, Kosovo, atât de bine s-au liniștit, sau de mult s-au liniștit. Da, bine, acolo sunt chestii politice și cred că nu au legătură cu fotbalul. Din păcate și de la Kosovo a exagerat din punctul meu de vedere, dar, dar uh... tertipuri ca să Exact. Poți... Uh, da, voi mai vorbiți așa între voi, mai visezi uh, sau visați ca el să se retragă de la Dinamo? Dacă uh, era... Cred că mi -ar... Da, bine, nu știu acum cum o să decurgă viața și unde o să mergem, pentru că dacă noi înainte aveam planurile făcute toate și ni s-au dat peste cap, acum nu ni le mai facem. În momentul de față era Petrolul și vrea să facă antrenor, dar cine știe, viața n-ai de unde să știi. Mie și ce îmi pare rău. Îmi pare atât de rău că Dinamo n a rămas înfrățită cu Petrolul, că pe vremuri când eram eu mică erau înfrățiti și era mult mai ușor acum să. cel puțin n-ar mai fi existat. Uh -huh. Momentul acela în care a fost huiduit acum la meciul cu Dinamo. Da, Eu și am... de asemenea atunci ți-au ți dat ei focție, pentru că ai ieșit în presă recent cu o poziție destul de dură. Că românii sunt invidioși, parcă ai spus, nu? Sau cum ai zis? A, acum a apărut, am dat-o Sau interviu poate mult sunt mai, două, mai Nu, mai. nu, nu. Cred că sunt două episoade similare. Cred că sunt două episoade similare. Dar de aceea ai fost deranjat și atunci, deranjată, când ai dat interviul ăla. Nu, că tot așa a fost apostrofat la un meci. Uh, Sau despre ce? ce? era, da, despre ce s-a întâmplat la Craiova, da. Mm -hmm. Și am spus că, din păcate, sunt invidioși, că altfel nu pot să-mi explic cum un jucător care vine înapoi în țară să-l hulești în modul în care el a fost huit. Exact. Și acum a jucat cu Dinamo petrolul, nu? Și a fost huiduit. De da. spun că e aceeași poveste. Da, din păcate, dar să știi că eu nu cred că cei care au huiduit sunt din Dinamoviști adevărați. Nu ai cum, cum să-l înjuri pe Sergiu Hanca dacă ești Dinamoviști adevărat. Adică, toată lumea și în ziua de azi, noi mergem pe stradă și. Ah, Hanca de la Dinamo. Hanca, primim mese gratis, adică da, da. da, bucătari la restaurante, ne gătesc special cu Martina oviști, uh -huh. Nu există să fii din să nu iubești pe Sergiu Hanca și să nu-ți rămână în suflet. Adică toată lumea știe și. Orice mare am văzut, are în telefon filmulețul în care Sergiu a înscris în minutul 96 golul care a luat campionatul FCSB-ului și ne-a dat lui Hagi la faru. Adică da, da, n da, cum da. să, da, să uite prin, aceste momente. Uh, și prin devotamentul lui, că așa au fost jucători mult mai, nu mai mari, că nu îl etichetez eu, că la a mai reprezentativ pentru Dinamo decât Hanca. Dar el da, dar în ultimii 10 ani? Asta, bine, în ultimii 10 ani Dinamo înseamnă ce înseamnă. <laughs> păi, asta, uh... înseamnă doar Hanca, ca asta i am spus, Dar, ăla. Nu gândești. doar Hanca. Nu doar Hanca da. Nistor. Da, da. Da, ei pe da, ca uh, ca statistică, Hanca și Nistor sunt cei mai buni pasatori din ultimii 10 ani. Dar tu ai reale cunoștințe despre fotbal și seama. Nu, nu doar cunoștințe stai și pasiune seama. și da, dragoste da, și da, da. Eu când uh... Când eram mică, jucam handbal și îmi punea mereu, îmi luam mereu numărul 10 al Dănciulescu. Nu știam între Dănciulescu și Niculescu, îmi plăceau amândoi. Îi admiram da. maxim, da, am, dar da, nu, nu știu. te vezi făcând o carieră și în administrație, în sport, în fotbal? Dacă tot ai dragostea asta, nu-i păcat ca ea să rămână neconsumată? sau. M-am gândit la asta, dar și m-am gândit foarte mult. O femeie poate... președinte în Liga 1 ar fi... Ceva ce românul așteaptă de mult, da, indiferent da, din ce motiv. E, să știi că în Polonia există în Polonia, la termalița, unde purece sau cum. Purece, cred că e acolo. Da. Este un român acolo da. e, și are președintă o femeie și foarte bine văzută, îndrăgită și. eu... Aflorim a, Florin fost... purece, care a fost pe la farul sau pe unde a fost? Nu, da, da, nu mai contează. Nici nu vreau să greșesc, da. da. Deci este în Polonia, este o femeie președintă și își face treaba foarte bine și este foarte bine văzută. Cred că asta ar trebui cumva noi -și să aducem și noi așa mai mult. Uh... Femininul ăsta în fotbal, nu neapărat, uite că acum e subiectul ăsta cu fotbalul feminin și că vor să facă echipe de fotbal, să oblige, nu sunt de acord nici chiar așa. Dar cred că ar da bine ca imagine și ar apropia mai mult femeile de fotbal, pentru că e frumos, e frumos sportul ăsta și cum ți-am spus, noi creștem fotbaliștii, noi femeile creștem mm. viitorii fotbaliști. Tu uite, m-a impresionat foarte tare, chiar până la lacrimi după ce Hagi a câștigat titlul, ce-a da. putut să spună despre și pentru soția lui. Da, era acolo pe tunel cu dânsa și... Da, deci și... incredibil. În momentul ăsta Căl... știi ce am spus lui Sergiu? Îmi doresc să ajungi la Hagi. Pentru <laughs> 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 că este un om real și asumat și, într-adevăr, noi de acasă facem foarte multă parte din munca pe care voi o vedeți la televizor. Mhm. Mm dar spunem e că prin ce ai spus acum Totul sau aproape totul a sunat în A fost prezentat într-o lumină pozitivă Într-o lumină roz E grea viața alături de un fotbalist? Indifer adică nu indiferent N-are legătură mm. cu iubirea Că e clar că dacă te-ai legat de el Și uh, religios și la starea civilă E clar că vă iubiți Dar e grea viața alături de un fotbalist? Nu că e grea, e foarte grea da? Foarte grea pentru că gândește-te mergi prin viață cu pedala călcată la maxim. Adică nu Asta există. Nu rău. Asta nu e rău. Da, dar când o faci ani la rând, continuu, e vorba de să, până la dai seama, stres, 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 adică tu nu ai nici măcar o săptămână să poți să te bucuri, să spunem, uite, ai avut o victorie și să-ți iei o săptămână să te bucuri de victoria aia, să-ți o asumi, să zici, vai, ce bine, nu. Gata, ai pus punctul următor, azi începi de la capăt pentru următorul meci. Asta e legat de el, dar vorbesc de tine. Păi dacă... și, de, și de noi. Noi, în spate, trebuie să fim acolo. Vedem stres, 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 stres. Joc, nu joc, ce trebuie să fac, mă doare gresna, mă doare piciorul, mă doare, aia, mă doare aia, mă doare aia, trebuie să fac aia. Adică tot, non-stop, este Eu o alergătură aștept... continuă. Eu mă așteptam să spui, uh, legat de inconveniente, că mai mereu, dacă și jucătorul respectiv, și e cazul soțului tău aici, evident... E ofertant stai cu bagajele făcute, azi semnăm cu Cracovia, mâine cu Craiova, apoi mâine Petrolul, te muți, schimbi casa la uh, nu casa, grădiniț, și casa la copii grădinița, școlile. Da, dar nu e ușor. Păi asta spun, mă așteptam o, foarte... să încep cu asta. A, ok. Dar nu, uh, pentru că astea sunt așa, chestiile pe lângă că dacă ar fi să fie tot timpul să nu știu, să nu fie stresul din fotbal, lucrurile astea pe lângă bagajele ar, ar trebui să fie ceva frumos, nu? Să te muți, să, să, mereu la să copii vezi rostul. ca au o vacanță, dar nu e, nu e, deci da. chiar nu e. e. e, foarte greu, e foarte greu Așteptat Așteptat și... să revină de la meciuri, din cantonamente, când pleacă în Antalya câte trei săptămâni, da, exact. și doar să pe FaceTime-uri, pe, pe, mesaje. Da, și să vezi când vine acasă și când, chiar dacă a câștigat, nu e fericit <laughs> pentru că ceva nu a fost ok, e foarte foarte greu, nu e, nu, e, nu e ușor deloc, dar în același timp, că tot spui, păi spui cu gura ta că nu e ușor, dar îți doresc să-l faci pe Zian fotbalist, uh -huh. ești masochistă sau da. ce, Da, p e foarte greu, dar în același timp este foarte frumos, fotbalul este foarte frumos, E pentru noi un stil de viață și este bucuria vieții, pentru mine prima mea iubire, fotbalul și tot prima mea, tot această primă iubire mi-a adus și ultima iubire da. a vieții mele, pe Sergiu. Ce frumos. Și ne bucurăm. Eu mă bucur de fotbal și n-aș putea să fără fotbal. Când l-am cunoscut pe Sergio, l-am întrebat, ce vrei să faci după ce te lași de fotbal? <laughs> și mi-a spus, nu știu, nu m-am gândit încă. Mi-ar plăcea să-mi fac un business propriu. Și am zis, o să faci antrenor. A, <laughs> ah, deci practic... <laughs> că... și mi-a spus, mi-a spus, poate manager, președinte, dar apoi ce crezi? În pandemie, când s-a pus stop fotbalului, la o săptămână în distanță îmi spune, Bine, ai, ai avut mare dreptate, eu nu pot să trăiesc fără fotbal și eu mă mint pe mine, eu n-aș putea să fiu nici impresar și nici președinte, eu trebuie să fiu acolo în iarbă. Mm -hmm. eu vezi, da, zi, Bine, a voi totul e mai ușor pentru că ție îți place, ești printre puținele da. cazuri, acum sigur că mai sunt soții de fotbaliști care au îndrăgit fenomenul volens-nolens, dar tu l-ai îndrăgit înainte să-ți cunoști soțul, adică da. e altceva. Mm -hmm. Da, uite să știi, am, în ultima perioadă am tot auzit și de soția lui Sorin Cârțu și soția lui Șumudică și uite, soția lui Hagi, adică suntem foarte multe, de asta acum aș vrea să, să, să le împing așa, așa o... să iasă, să spună și să împărtășească dragostea asta de fotbal. Pe mine mă impresionează maxim când aud o femeie vorbind fotbal. Pentru da? <laughs> că nu prea aud și mie îmi place să vorbesc. Eu aș vorbi doar despre fotbal. Adică pe mine mă pui să aleg între a ieși cu fete în oraș. La o cafea sau merge cu Sergiu cu băieții la să vorbim despre fotbal, acolo mă duc. Da. Adică, mie nu-mi plac gențile, pantofii, hainele, mie îmi place fotbal, Eu iubesc fotbal. Da, te ocup și de altele, și de genți, și de pantofi, da. și de haine, adică nu. Da, de toate. Dar spune-ne da. de, de copii, cum. Nu cum. Când mai ai timp? Sau cum trece timpul cu trei copii, nu când mai ai timp că ei sunt prioritate. Da, e... Ce trece, Nu că trece, zboară timpul cu trei copii. Uh, toți ne întreabă cum e, cum e. Deci e ca un roller coaster, un party exact. non-stop. Adică nu există să te plictisești sau să nu ai ce face. E așa... Da, e frumos. E frumos pentru că și noi suntem um, fericiți așa unii cu ceilalți și ne iubim mult de tot și... Vă mai doriți? <laughs> uh... Nu, Ce vrea Dumnezeu? Nu ne mai dorim, dar să zic că și după cei doi am spus că punem punct și uite că a venit ca un miracol cea de-a treia sarcină, deși eu știam că nu mai pot să fac copii. Așa că cum o vrea Dumnezeu, dar ne-am dorit să rămânem aici, ne doream foarte mult să adoptăm un copil. Înainte a, da. să vină cel de-al treilea, am spus că pe al treilea îl adoptăm. Și zic, Doamne, a venit natural, poate că așa ne-a trimis Dumnezeu, nu știu. Mm -hmm. Bine, în continuare am zis că dacă Dumnezeu ne va scoate în cale un copil care are nevoie să fie adoptat, cu siguranță o vom face. Spune-ne, noi avem, dacă tot ai urmărit, dacă n-ai urmărit, îți spun eu, la finalul fiecărui episod, pariul tare de tot, și care ar trebui să fie propus de invitatul nostru pe o temă la alegerea invitatului, și care să se materializeze la modul realist, adică nu. Pariul meu? Da, ce pariu facem aici în legătură cu. Ce consider tu aici la alegerea invitatului? Dar nu e pariul legat de un scor, de un meci? Nu e pariul legat de un scor, de un meci? De... Dacă vrei tu, poate fi și acesta, dar nu e ideea pariului în sine, nu e specificul acestui podcast. Pariul meu este că soțul meu va ajunge cel mai bun antrenor din România la un moment dat în viața asta. Da, e foarte bun pariul, doar că e a la lung așa. Ah, vrei mai scurt? Da, pentru că știi de ce vreau mai scurt? Pentru că la toate pariurile pe care le-am inițiat sau le-au inițiat invitații a fost un termen destul de scurt. în viitorul apropiat și cei care au comentat, da, au spus domne. Cred că nu, sau cred că da. Adică i-au proiectat puțin în timp pariul. Aici, până se lasă Hanca, până ia carnetul de antrenor, mai durează. Cred că e vorba okay. de vreo 10 ani, știi? Bine, uite, în ia maxim spune. 2 ani, Petrolul o să câștige Cupa, cupa României. Asta, da. Da, Și... eu chiar cred în asta. Adică dacă în momentul de față cred că locul 6-7 o să ni-l atribuim, de cupă sunt foarte sigură. Deci asta da. da, și în special un pariu la care o să fie foarte atent suporterii petrolului. În maxim 2 ani petrolul cu Hanca pe teren, da, va cuceri cupa României. Da, și să știi că poți să și argumentezi. Te rog! În momentul în care Sergio a ajuns la Dinamo, Da. nu, să, să o luăm de la ASEA. Da. La ASEA S-au buturat la campionat și au câștigat. Au și și cu 2 și au câștigat Super Cupa. Da. La Dinamo, când a ajuns, era pe perioada în care Dinamo nu mai făcuse nimic, de mult nu mai câștigaseră o cupă. Au ajuns, la una în distanță au câștigat uh, Cupa Ligii, care, din păcate, s-a. Nu mai Dezintat. Dar, dar, da dar am câștigat-o. Da. Am câștigat-o. O cupă foarte muncită și. Da. Uh, am fost foarte fericit să am câștigat-o. La Cracovia, la fel. Nu mai câștigaseră nimic de zeci de ani. A venit Sergiu la un an în distanță, ne-am bătut, am câștigat Cupa și Super Cupa. Ei, și acum a la petrolul. Deci, ai mână bună. <laughs> mână foarte bună, da. Da. Și poate. este un pariu foarte bun, că el se poate împlini inclusiv în sezonul ăsta. Exact. Păi zis, sunt maxim 2 ani, dar se poate împlini și în această exact. uh, ediție a competiției. Exact. Deci, tot timpul unde ne-am dus, ne-am ne propus asta și energia noastră ne-a ajutat să realizăm aceste lucruri. Îți mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult. Ați văzut cu toții, în urma dialogului pe care l-am avut cu invitata mea, că Andreea Hanca nu este doar soție de fotbalist, este mai mult decât o soție de fotbalist. Vă mulțumesc și acum la final pentru fidelitate, pentru că ne lăudați, pentru că ne criticați, ne ajută foarte mult ceea ce ne spuneți acolo și dacă ați observat, am și pus în practică multe dintre ideile dumneavoastră. Nu scap de prostul obicei de a întrerupe invitatul, dar sunt prea bătrân ca să mă mai schimb din punctul ăsta de vedere. Vă aștept săptămâna viitoare la un alt episod tare de tot. Cu bine!